dar noi am plătit 13 lei. Da. Doar 13 lei am plătit. Da. Pentru două persoane. Da. 13 lei pentru două porții de mâncare, încă o chestie micuță și... Ai inclus și asta? Da. Wow. Și vanila latte. Asta da preț. A venit primul fel, rambutan. Primul fel sau e... Deci am înțeles că ăsta este un fel de shrimp cu ceva noodle și crocanți pe deasupra. Și nu știu dacă are și cașcaval sau nu. Pare că ara... Deci... Ia... Pentru 13 lei, asta este o porție. Frigerau. Dar spune la gust cum e. Nu-mi dau seama, că frig e prea tare. Carne de cățel? Deci am înțeles că trebuie să fie shrimp aici, dar nu mi se pare că arată la shrimp. Deci am luat un mie gacon level 0, adică deloc picant. Deci ei au mai multe nivele de picanțeală, să spunem așa, vreo 8 nivele. 8 nivele de picanțeală la 3 tipuri de noodles. Da. Unul plain, adică mai fără niciun seasoning. Al doilea cu chili și al treilea cu sos de soia și chili. A, nu sunt extraordinare, nu? Sau? Nu, extraordinar nu e. Sunt bune, dar sunt paste. Dar e de menționat că o porție de paste din astea costă 10.500 de rupii. Adică, cât vine? Vreo 500, 3 lei. 3 lei, 3 da. Lei, 3 lei 33, pe acolo, 32 de lei. Da. Și eu mi-am luat mie gacoan, adică cu sos de soia și cu nivel de picanțeală 1. Deci de la 0 la 8, 8 fiind cel mai mare nivel. Ia. Yeah. Văd că are mozzarella, nu mozzarella. Dar arată foarte bine. Are parmezan. Chestiile astea nu știu ce sunt. Deci dacă nivelul 1 e așa... Mamă! Mamă, pune nivelul 8! Nivelul 8 le arunci. Wow! La 13 lei, cred că repetam nu știu câte ori în video ăsta, la 13 lei avem două porții, de fapt 3, așa. Și mai avem și cafea. Asta e cafea, Eli, nu? Da, e cafea. Cafea. Dragoste. E teroare, a? Hai că închid aici, că... E extrem de picant. Cred că o să urmeze partea a doua. O să răși buzele. Următorul video e din WC-ul. Da, deci eu m-am convins. Nu mai mănânc asta. Nu se simte de la bun început picanțeala. După ce încep să mănânci, te rupe. Câteva secunde e nașpa. Nu. Mi-am mai luat o băutură cu fructe. Uite cum arată. Starfruit. Niște pere. Zici că e plastic. Așa îți dă senzația. Zici că am un par de distracții în pahar. Nu știu ce. Și a fost 10.000 de rupii. Arată bun. Se numește S. Bobac Sudor. Probabil n-am pronunțat. Adică vreo 3 lei. Da, vreo 3 lei. Ia să vedem. Mi-a dat și lingură, deci e clar. E o ciorbiță. E clar că se mănâncă.
e bun. E dulce, este bubblegum. Uh-huh. Dar nu știu ce are, e foarte ciudat. Yeah. Ciudat în ce sens? Adică udă și roz în băutură. A, de ce alea-s paste? Nu știu. Aola. Par niște noodle și făcut din... Dar n-au gust. Sunt doar așa, geleuri, dar fără gust. Mai am niște kiwi pe aici. Dacă nu mor... Uite. Ha. Capșuna. Mi-a supărat atât de fake.